Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și în primul rând aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care ieri, cu ocazia zilei mele de naștere, ați fost alături de mine și chiar dacă sunt departe de casă, de copiii mei, m-ați făcut să nu mă simt singură. Vă mulțumesc foarte mult! Astăzi, toată ziua, m-am gândit cam ce aș putea să realizez pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, să vin cu ceva nou și după ce mi-am pus un pic ideile în ordine, am decis să fac un cap de Moș Crăciun, vi-l arăt imediat, care poate fi folosit ca decorațiune pentru ușă, care poate fi folosit ca lavetă în bucătărie sau îl puteți folosi ca suport pentru cănița de cafea, pentru cănița de ceai. Apoi, acesta nu este decorat pentru că las la opinia dumneavoastră modul în care îl veți decora în funcție de modul în care veți folosi acest proiect. Pentru a lucra, eu am folosit ca întotdeauna firul Bravo de la Schackenmayr. Am învățat să iubesc acest fir pentru că știu că îl găsiți și acasă în România. Acesta este un filat poliacrilic care vine lucrat cu croșetul de 3 mm. Vom avea nevoie de aceste trei culori, alb, roz și roșu. Roz, indiferent ce nuanță aveți, eu am doar aceasta. Apoi vom avea nevoie de foarfec și, bineînțeles, la urmă, așa cum spuneam, în funcție de modul în care doriți să decorați, fie mărgeluțe, fie ochișori croșetați, fie ochișori cu șurub, aceasta este la dorința dumneavoastră. Voi face pentru început un cerc magic. Voi lăsa firul cu un pinguț mai lung aici, nu prea lung, așa. Și în interiorul acestuia voi începe cu trei ochiuri de lanț. Face un ochi de lanț și voi continua cu un nou punct puf. Vom face în total un număr de 7 astfel de puncte. A doua, treia oară pe croșet. Deci, cum vă spuneam, un număr de 7 astfel de puncte care vor forma partea centrală separate de un ochi de lanț. Deci eu am lucrat deja 3, vom continua singure, iar când ajungem la cel de-al 7-lea, ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. Deci nu uitați, de 3 ori vom lua firul pe croșet, iar între punctele puf vom face un ochi de lanț. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Am făcut
cele 7 puncte puf, voi face un ochi de lanț, voi strânge bine cercul magic, deci în felul acesta, și voi închide acest rând exact în locul unde am făcut ochiul de cu care am blocat primul punct de la începutul acestui rând. Acum, cu fir alunecat, mă voi îndrepta în primul spațiu dintre două puncte din rândul anterior și voi face din nou trei ochiuri de lanț. Voi lua o dată pe croșet, a doua oară, voi închide, pentru că avem deja primul fir de început, voi închide totul, voi bloca, voi face din nou un ochi de lanț și în interiorul acelui spațiu voi face cel de-al doilea punct puf de 3. Am luat deci o dată pe croșet, a doua oară, cea de-a treia oară, voi închide totul împreună, chiar dacă alunecă un pic mai greu, însă merită efortul, eu cred, un ochi de lanț, după care voi intra în următorul spațiu dintre două puncte puf și vom face din nou aceste două. Deci, practic, în fiecare spațiu vom lucra două astfel de puncte puf separate de un ochi de lanț. Am blocat un ochi de lanț, voi face cel de-al doilea. Ochi de lanț, voi intra în următorul spațiu, voi face alte două puncte puf separate de un ochi de lanț și ele. Vedeți că în momentul în care mâna se obișnuiește cu lucrul, totul decurge foarte ușor. Deci, la sfârșitul acestui rând, vom avea un total de 14 astfel de puncte puf. Îmi place foarte mult să lucrez acest punct, mă cam încurcă limba când îl numesc. Vedeți, așa se prezintă, iar acum vom continua singure. Deci, în corespondență fiecărui spațiu dintre două puncte puf, vom face două puncte puf, iar fiecare punct va fi separat de celălalt cu un ochi de lanț. Continuăm singure și ne întâlnim la capătul rândului. Am ajuns la capătul rândului. Am făcut și ochiul de lanț. Voi strânge mai bine cercul magic aici în mijloc și voi închide acest rând așa cum am făcut și în rândul anterior, exact în ochiul unde am dat siguranță punctului puf de rândul anterior. Acum mă voi deplasa în spațiul dintre aceste două puncte și din nou voi face cele trei ochiuri de lanț. Am luat o dată pe croșet, am luat a doua oară pe croșet, voi închide totul împreună, voi bloca punctul, voi face de data aceasta două ochiuri de lanț, voi intra din nou în corespondența aceluiași spațiu, voi lucra cel de-al doilea puf, a doua oară, cea de-a treia oară, voi închide totul,
lucra alternat. 2, 1, 2, 1. Felul acesta voi închide totul. Astfel vom acoperi fiecare spațiu, vom da lărgime lucrării. Două ochiuri de lanț. Voi intra în spațiul dintre următoarele două puncte, punct din rândul anterior. Deci nu va rămâne niciun spațiu fără să fie lucrat. Și am luat odată pe croșet, a doua oară, cea de-a treia oară. Blochez totul, două ochiuri de lanț și în interiorul aceluiași spațiu voi face din nou un punct puf. Spațiul următor voi face doar un singur punct. O dată, de două ori, de trei ori pe croșet. Închidem totul. Cu siguranță. Două ochiuri de lanț. Continuăm cu două. Puf. În următorul spațiu. Două ochiuri de lanț, cel de-al doilea puf în același spațiu. Noi am mai lucrat acest puf, dacă vă aduceți aminte, am blocat totul, două ochiuri de lanț, acum voi face un singur punct, deci alternăm un punct. Două puncte, un punct, puf, două puncte. În felul acesta vom merge până la capătul acestui rând, separate de două ochiuri de lanț, nu uitați, iar noi ne întâlnim la capătul rândului pentru a continua lucrarea. Am ajuns în ultimul spațiu. Aici vom face doar un singur punct. Nu-i mai spun puf, voi spune punct. Dumneavoastră știți despre ce este vorba. Voi închide. Sper că vedeți. Stau bine. Și așa cum vă spun întotdeauna, am blocat firul. Laptopul e undeva într-o parte, spațiul fiind foarte mic. Am făcut cele două ochiuri de lanț, voi intra aici unde am blocat primul punct de la începutul rândului, voi face un picioruș alunecat, voi scurta firul și voi închide această parte a lucrării. Firul îl vom lăsa așa, pentru că îl vom bloca, îi vom da stabilitate cu următoarea culoare. Acum vom începe să lucrăm cu culoarea albă. Voi pune de aici, dintr-o parte, nu are importanță unde, voi pune firul în unul dintre spații, voi face trei ochiuri de lanț pentru început, un ochi. Îl voi face dublu în două, cu firul în două, după care voi lăsa capătul de fir, voi continua.
face două ochiuri de lanț, în același spațiu voi face cel de-al doilea punct, fiind atentă să prind pe spate și capătul de fir alb. Îl voi închide, voi bloca totul, două ochiuri de lanț, 1, 2, mă voi deplasa în următorul spațiu, voi face din nou două puncte, 1, a doua oară, a treia oară pe croșet, voi închide totul, voi bloca două ochiuri de lanț, cel de-al doilea puf, spațiu, o dată, de două ori, de trei ori pe croșet, voi închide totul, voi bloca două ochiuri de lanț și voi continua în felul acesta. Vom continua lucrând un număr de 22 astfel de puncte. Deci am deja 4, acum voi continua până când vom ajunge la un număr de 22. Deci în spațiile libere vom face 2 puncte puf. Primul este gata. Urăsc aceste croșete, mă deranjează când lucrez. Din nou, două ochiuri de lanț, voi abandona firul alb, pentru că i-am dat deja stabilitate. În corespondența aceluia și spațiu voi face cel de-al doilea puf. 1, 2, a treia oară am luat pe croșet, voi închide totul. Voi bloca două ochiuri de lanț, mă deplasez în următorul spațiu, în momentul în care ajungem în corespondența firului roz și pe acesta îl vom ascunde așa de desubt, îi vom da stabilitate. Deci continuăm în felul acesta până când vom avea un număr de 22 de astfel de puncte separate de două ochiuri de lanț. Apoi noi ne vom întâlni și bineînțeles că vom continua lucrarea. Voi face aici pentru a termina acest spațiu. Vedeți că nu este greu în sine lucrul, este foarte ușor și apoi cred că va fi și de efect. Cred că va avea succes acest tutorial pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, pentru că știți că foarte mult mă adresez dumneavoastră chiar și pentru faptul că foarte multe doriți să învățați să lucrați și îmi face mare plăcere când din partea dumneavoastră primesc scris, am reușit să lucrez și eu, sunt o începătoare. Pentru mine este o mare satisfacție să pot fi de ajutor cuiva. Deci vom continua. Blochez punctul. Două ochiuri de lanț. Doilea, în interiorul acesta.
și a vedea că trebuie să oprim și firul roz. În felul acesta îi dăm stabilitate, iar apoi, când vom considera necesar, îl vom abandona. Am blocat două chiuri de lanț. Voi face următorul puf. De lanț și vom continua. Deci, vom lucra 22 astfel de puncte. Avem 2, 4, 6, 8, 10, 12. Trebuie să lucrăm alte 10. Noi ne întâlnim pentru a continua lucrarea. Am lucrat cele 22 de puncte. Uf. Acum, următoarele 10 spații vom face câte un singur punct, tot cu cele două ochiuri de lanț între ele. Deci am luat o dată pe croșet, a doua oară, a treia oară, voi închide totul, voi bloca două ochiuri de lanț, voi intra în următorul spațiu, voi face un nou punct, voi închide totul, voi bloca două ochiuri de lanț în următorul și vom lucra în felul acesta până la capăt. Deci vom avea un număr de 10 astfel de puncte, după care noi ne vom întâlni pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul celor 10 puncte puf, voi face două ochiuri de lanț, voi închide în punctul unde am dat stabilitate primului punct puf de la începutul acestui rând, cu fir alunecat. Cu fir alunecat mă voi deplasa în următorul spațiu, voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, firul pe croșet, o dată, a doua oară, voi închide totul, voi bloca, voi face 2 ochiuri de lanț, voi intra în interiorul aceluiași spațiu, voi lucra cel de-al doilea punct puf, îl voi închide, blochez totul, două ochiuri de lanț, în următorul spațiu voi face doar un singur punct puf, 1, o dată, a doua oară, a treia oară pe croșet, blochez totul, două ochiuri de lanț, în următorul spațiu voi face două puncte puf. Deci vom alterna într-un spațiu un singur punct, în celălalt două, separate întotdeauna de două ochiuri de lanț. Eu am intrat aici un pic în mod greșit. Acum voi face un singur puf. Nu mă preocup pentru acesta, pentru că va veni acoperit, însă și vom lucra în felul acesta
vă spun imediat un număr de 34, dacă nu mă înșel, 34 de puncte puf. Le voi număra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32. Deci 32 astfel de puncte puf, separate de două ochiuri de lanț între ele, alternate. Deci nu uitați, într-un spațiu vom face două puncte, într-un spațiu doar unul. Două, unu, două, unu. Noi ne vom întâlni când vom termina de lucrat aceste 32 puncte. Am ajuns și la capătul acestui rând. Acum voi scurta firul. Voi închide acest rând. Și vom ascunde firul de desubt. De data aceasta îl ascundem pentru că trebuie ascuns. Dumneavoastră, ca întotdeauna, așa cum vă spun, puteți se ascunde cu acul, dacă vă este mai ușor. Și vom trece la rândul următor. Voi scurta acest fir. Următorul rând. Voi lăsa 1, 2, 3 puncte puf. După cel de-al treilea punct puf, voi intra și voi face mai întâi 3 ochiuri de lanț. Voi lua o dată pe croșet, voi intra în interiorul arcului, a doua oară, voi închide acest punct, îl blochez, voi face doar un ochi de lanț, un singur ochi, greu cu acest croșet. V-am spus de nenumărate ori că le urăsc propriu. Nu reușesc să lucrez bine cu ele în niciun mod. Sunt prea întoarse. Foarte mult mă chinui cu ele. Și acum vom continua. Vom face câte un punct puf, însă de data aceasta distanța dintre puncte va fi de doar un singur ochi de lanț. Deci în felul acesta, de 3 ori, voi închide totul, sper să reușesc să trec cum trebuie. Voi bloca. Voi face un ochi de lanț, firul pe croșet, voi intra în următor.
face un ultim punct, să te rămână trei puncte la capătul rândului nelucrate, voi închide și voi scurta din nou firul. Vedeți că pe măsură ce lucrăm, el se aranjează. Voi scurta și acest capăt de fir, îl vom ascunde exact în același mod. Cum ați văzut, deocamdată eu îl las așa. Voi începe următorul rând. Voi lăsa de data aceasta 4 puncte. Puf. 1, 2, 3, 4. Voi intra după cel de-al 4-lea punct. Voi face 3 ochiuri de lanț. Primul dublu, capătul de fir aici, în spate să-l putem închide, al doilea, al treilea ochi de lanț, apoi firul pe croșet o dată, a doua oară, vom închide punctul puf, îl vom bloca, luăm firul pe croșet, intrăm în următorul spațiu, vom face din nou un punct. Acum nu facem niciun ochi de lanț între aceste puncte. Vor veni toate unul după celălalt lucrate, fără spațiu între ele, doar cât sigilăm fiecare punct. Apoi voi trece în următorul. Până când la capătul rândului voi avea 4 puncte libere. Noi lucrăm singure, ne întâlnim la capătul rândului și vom continua lucrarea. Am ajuns aproape la capătul acestui ultim rând. După cum vedeți aici am 2, 4, 5 puncte puf. Voi face ultimul puf. Și să-i dau și stabilitate în același timp. Aici voi scurta. Voi ascunde și acesta. Intră undeva aici de desubt și cu cel de-al doilea fir. Acest capăt de fir roz putem să-l tăiem de aici, nu avem nevoie de el, facem un pic de curățenie aici pe masă, pe birou unde lucrăm, vom tăia și aceste capete de fir, nu ne sunt necesare, le punem deoparte. Uitați-vă, aceasta este fața, vedeți fața și barba, acesta va trebui să-l ascundem. Vedeți că nu este deloc creț. Acum vom trece la culoarea roșie și vom face căciuliță. Căciulița care o vom lucra în același mod. Voi intra în
primul spațiu, în cel care am delimitat la primul rând ochiurile duble de ochiurile simple. Deci aici, practic, voi intra cu croșetul, trage firul, voi face un prim ochi de lanț cu firul în două, după care îl voi lăsa, îl vom ascunde după aceea și vom face un puf primul. De lanț singur. Vom trece în următorul spațiu, prinzând și capătul de fir roșu în același timp, pentru a-i da stabilitate. Și așa vom continua până la sfârșitul acestui rând, după care ne vom reîntâlni să continuăm lucrarea. După cum vedeți, am ajuns la capătul rândului. Am făcut ultimul punct cu puf, l-am închis, acum voi întoarce lucrul pe dos și cu piciorușa alunecat voi intra în primul spațiu liber. Voi face 3 ochiuri de lanț și un prim punct puf. L-am blocat. Acum nu voi mai face ochiuri de lanț între ele, ci vom lucra punctele așa cum am lucrat și la ultimul rând de barbă. Și continuăm. În felul acesta până la penultimul puf, unde apoi va trebui să ne întoarcem. Partea cealaltă, lucrăm înainte și înapoi, dar aceasta nu ne deranjează cu nimic, pentru că schimbă nimic din model. Mie mi s-a părut foarte, foarte interesantă această idee. Și, așa cum spuneam, foarte bine poate fi folosită după placul dumneavoastră, în modul în care doriți, fie decorațiune pentru ușă, fie șervețel pentru căniță de cafea, fie pentru a prinde lavetă, pentru a lua tigaie de pe aragaz. Am ajuns aici la ultimele două puncte, în ultimul spațiu voi face din nou un punct cu puf. Aud mereu telefonul, sunt mesaje de noapte bună, însă eu lucrând nu pot să răspund. După cum vedeți, așa se prezintă după cel de-al doilea rând. Acum, o face în felul următor. O face piciorușe alunecate. Deci aici avem primul punct, da? Vom face piciorușa alunecat în primul spațiu și vom înainta spre cel de-al doilea spațiu, din nou, cu un piciorușa alunecat. Un alt piciorușa alunecat, vom intra în cel de-al treilea spațiu. În momentul în care am ajuns aici, vom face 3 ochiuri de lanț, 2,
Deci două puncte puf le-am sărit. Al treilea, așa, de aceasta mă uitam pentru că m-am exprimat eu greșit și voi continua a face de puf în același mod, fără niciun ochi de lanț între ele. Așa vom realiza căciulița. Aici voi face ultimul puf din acest rând. Nu uităm să fie exact. Da. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voi face un alt. Trebuie să fie să aibă aceeași distanță, să fie în mod egal, pentru că altfel ne va ieși strâmbă căciulița. Da, acum ne prezentăm bine. Deci am 2, 4, 6 pe cel de-al treilea rând. Voi întoarce din nou lucrul. Piciorul și-a alunecat, voi trece de primul spațiu. Voi intra în cel de-al doilea spațiu, din nou cu piciorul și-a alunecat, voi face 3 ochiuri de lanț. Am luat o dată pe croșet, voi lua a doua oară, voi închide acest punct. Voi intra în cel de-al doilea spațiu. Voi bloca. Voi intra în cel de-al treilea spațiu. Și aceasta este căciulița. Acum voi scurta firul, voi închide lucrarea. Voi ascunde firul pe dos. Iar aici în vârf vom lucra un pic cu alb pentru a-i crea moțul, să spunem așa. Voi intra în primul spațiu.
trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3, mă voi întoarce și voi închide aici, între spații. Abia acum am terminat moțul, voi închide lucrarea, vom ascunde capetele de fir. Acest tutorial, sper ca mâine internetul să fie un pic mai veloce, să aibă viteză mai mare. Acum voi scurta aceste capete de fir. Vom ascunde firul roz. Și ceea ce vom avea de făcut de acum este să-i decorăm fața moșului. Așa cum vă spuneam, în funcție de modul în care doriți să-l folosiți, puteți ornamenta. Dacă doriți să-l puneți precum ornament la ușă, eu voi face un ornament. Voi pune ochișori, mărgeruțe și voi face o mustață. Cum vom face mustața? Haideți să vă arăt. Să facem și mustața totodată și după aceea vom face restul. Las o bucată de fir mai lung. Voi face un ochi de lanț. După care voi face de lanț. Voi adăuga alte 3, 1, 2, 3. Voi lua firul pe croșet. Voi intra în, deci numărând de aici 3, voi intra în cel de-al patrulea ochi de lanț. Voi face primul punct puf. În felul acesta îl voi închide. Îl voi bloca. Un ochi de lanț. Firul pe croșet, sar un ochi de lanț, voi intra în următorul, în cel de-al doilea, deci am sărit unul, voi face un nou punct, puf, 2, 3, mă doare în gură, spun punct, puf, așa, un ochi de lanț, sar un ochi de lanț de la bază, voi intra în următorul, face un nou punct, 1, 2 și al treilea, voi închide un ochi de lanț, din nou sar un ochi de lanț de la bază, voi intra în cel de-al doilea, sper până la sfârșitul rândului. Noi ne întâlnim la sfârșitul acestui rând. Deci nu uitați, aici sărim un ochi de lanț și vom lucra în următorul. Apoi ne vom întâlni. Am ajuns
ajuns la capătul rândului, voi face ultimul punct puf. 1, 2, 3, voi închide totul, voi bloca punctul, după care voi întoarce lucrarea. Cu fir alunecat voi intra în primul spațiu dintre piciorușe, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi face în fiecare spațiu până la capăt câte un punct. Astfel vom lucra până la capătul rândului. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând pentru a termina lucrarea. De fapt, cred că voi mai lucra cu dumneavoastră, așa vorbim cu dumneavoastră, îmi trece și mie timpul. Tare mult aș dori să proiecte care nu există încă, proiecte pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, care întotdeauna, așa cum vă spuneam, îmi îmbucurați sufletul cu cuvintele frumoase pe care mi le scrieți. Vă mulțumesc din suflet pentru like-uri, pentru comentarii, pentru vizualizări. Este foarte important pentru mine. Sunt sunt dispusă, bineînțeles, după ce vom trece de această și de această perioadă a sărbătorilor, să lucrez din nou anumite lucrări la cerința dumneavoastră. Deocamdată m-am ocupat doar pentru sărbătorile de iarnă cu anumite lucrări. Nu am venit cu atât de multe tutoriale, însă, așa cum vă spuneam, și alte dăți timpul meu, care tipul pe care îl dedic acestui hobby este foarte scurt. Lucrând nu am acel timp necesar. Am scurtat firul, l-am lăsat un pic mai lung, după cum ați văzut, voi închide lucrarea. Sper când voi ieși la pensie să mă ocup doar de canalul de YouTube. Aceasta este dorința mea cea mai mare. După cum vedeți, cu capătul de fir am intrat în partea de jos, vă voi arăta din nou. Deci intru în partea de jos, în primul ochi de lanț pe care l-am făcut la baza piciorușelor, voi lua acest fir, voi trece și voi
De multe ori vi se pare că sunt online pentru că este colegat telefonul la routerul pentru internet și de aceea acesta este moșul pe care am vrut să vi-l prezint în seara aceasta. Eu sper foarte mult să vă placă. Sper să lucrați, așa cum am spus, nu este greu, îl puteți folosi în modul în care doriți, fie ornament pentru ușă, fie lavetă, fie șervețel pentru pus cămița, pentru a decora. Fiecare decorează în modul în care dorește, poate face doar o mustață cusută sau doi ochișori croșetați, la dorința dumneavoastră. Însă eu aceasta am vrut să vă prezint acum, modul în care se poate lucra. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă mulțumesc din nou pentru like-uri, pentru prezența pe canalul meu de YouTube. Chiar dacă este seară, tutorialul va fi